Bună seara, bună seara și bine ați venit! Ne bucurăm din tot sufletul pentru că din nou a 20-a oară Centrul Cultural Profesor Dumitru Tătaru din Măgura devine neîncăpător, deși am mai elisit sala pentru aceste minunate picturi, să putem să le adorăm în toată splendoarea lor și am lăsat mai puține scaune în sală. Sala este plină ochi până la refuz. O să spun doar câteva vorbe la început, înainte de a începe, înainte de a da start la toate surprizele pe care noi le-am pregătit pentru dumneavoastră astăzi. Sunt foarte, foarte multe motive pentru care astăzi ne adunăm aici. O să subliniez doar câteva dintre ele. Primul și cel mai important este motivul cultural, motivul pentru care acest spațiu a fost creat, motivul pentru care acest spațiu a luat ființă și mai mult decât atât, motivul pentru care acești minunați copii au unde să se întâlnească și să facă altceva în afara instituției școlii. Pentru că acolo sunt foarte bine antrenați cu matematica, cu limba română, cu engleza, dar au nevoie și de latura aceasta a creativității, să o dezvolte cât mai mult. Și de aceea, unul dintre cele mai importante motive este tabăra de pictură, care a fost organizată de doamna coordonator, doamna Doina Toader, și vă rog să o aplaudați. Foarte mulțumesc pentru că cum vine aici în Măgura la noi. Următorul motiv, faptul că noi astăzi împlinim un an de la Centrul Cultural, de la inaugurarea Centrului Cultural, un an de evenimente frumoase, un an de momente unice, un an de emoție, un an de cultură și artă aici la Măgura și nu pot ascunde faptul că atât la nivel județean, în mediul rural, am devenit un etalon al culturii, pentru că ce se întâmplă în Măgura, în comuna Măgura, foarte puțini au reușit să facă chestia asta și o spun nu să par lipsit de modestie, ci pentru că este o echipă care muncește, o echipă care își concentrează toată atenția asupra actelor culturale. Și de aceea merită cu toți aplauze și o să-i enumer la un moment dat. Vă rog să-i aplaudați pe cei care muncește în această echipă. Un alt motiv și foarte drag mie este faptul că astăzi inaugurăm o realizare culturală, achiziția unei pianine. Îi mulțumesc domnului primar și Consiliului Local pentru faptul că tot timpul sunt deschiși la cererile noastre și fac eforturi, dat fiind faptul că în ultima perioadă știți și dumneavoastră cum stăm cu bugetele. Și uitați, un pian, o pianină foarte, foarte modernă. Astăzi ea este în centrul cultural Profesor Dumitru Tătaru Măgura. Cineva insistă cu telefonul, probabil că au mai ajuns invitați, dar o să răspund la telefon. După aceea, iar unul dintre cele mai importante motive și l-am lăsat la urmă pentru care o mare greutate, îl reprezintă acest minunat vernisaj, vernisajul de pictură care a fost creat cu foarte multă dăruire sub coordonatoarea doamnei Doina Toader împreună cu artiști consacrați, artiști independenți din Bacău, doamna Serena Cristina, aplauze vă rog pentru doamna Serena Cristina, doamna Cristina Tamaș, aplauze pentru doamna Cristina, doamna Elina Gabriela Benchea, aplauze pentru doamna Elina, doamna Paula Mariana Iznea, pentru
felicitări, doamna Paula, și mulțumim. Doamna Cianina Vasilina Diaconu, mulțumim. Melania Bogiu, mulțumim. Andreea Ionela Tiro, mulțumim, doamna Andreea. Și, bineînțeles, doamna Dorina Toader, coordonatoarea noastră, care, de o lună de zile, vine în fiecare săptămână, nu are program, nu are pauză, nu are absolut nicio preocupare decât să scoată, să șlefuiască niște diamante pe care le avem acolo în spate, copiii școlii gimnaziale Emil Băiescu, și vă rog să-i aplaudați cu frumos din tot sufletul. Ridicați-vă, dați copii în picioare, pentru că ridicați în picioare aplauze. Mărătura are un potențial artistic extraordinar și uitați că cu pași mici, dar cu credință maximă, ajungem la rezultate excepționale. Și aici, în spatele meu, am pus în centru vernisajului aceste minunate lucrări care au fost realizate de copiii școlii gimnaziale Emil Băiescu Mărătura. Așa că, încă o dată, încurajați-i cu aplauze și mulțumim la doamna gimnaziale, doamna Alina Bogiu, da? Mulțumim și cadrelor didactice care s-au implicat și au avut grijă ca acești minunați copii să ajungă de fiecare dată și la cele culturale. Și, bineînțeles, mulțumim tuturor celor care au venit aici pe listă, pe afiș, din păcate, pentru că avem foarte multe surprize. Au mai venit artiști consacrați din județul Bacău, domnul actor Braniște, aplauze! Și avem un moment extraordinar pe care nici eu... A fost o surpriză și pentru mine, de aceea nu este pe afiș, îmi cer scuze, dar cu siguranță o să apară în toată presa din Bacău. Mulțumim și domnului profesor Alin Sava, de la Liceul Național de Arte George Apostu Bacău, împreună cu două eleve pe care o să rog pe dumnealui să le prezinte, pentru că sunt niște eleve excepționale. Și, bineînțeles, cu doamna profesoară, la un moment dat o să-i dau cuvântul, doamne profesoare, împreună cu fiica dumneavoastră, care va cânta la un recital de pian extraordinar. Multe, foarte, foarte multe surprize avem, așa că, dragii mei, nu vă mai țin în suspans. O să rog pe invitatul nostru special, Denis Voicu, care este nevisit la evenimentul noastră culturală. Denis Voicu Gabriel, interpret de muzică clasică și nu numai, de la Colegiul Național de Arte George Apostu Bacău, în clasa 10-a. Așa că, dragul meu, Denis, bine ai venit din nou la Centrul Cultural și ai urmarea să deschizi acest minunat eveniment cultural. Ai microfonul. Să fiu mândru.
Mulțumesc din suflet și încă o dată aplauze furtunoase. Pielea de Găină este aici la Centru Cultural, cred că la fiecare dintre noi. Și bineînțeles că nu se oferă la artiștii bărbați flori, dar o să-i ofer lui Denis acest buchet, să-l ofere mamei lui pentru că este o doamnă extraordinară și a dat naștere unui diamant. Carate nenumărate. Mulțumim din suflet. Denis Voicu, Gabriel, de la Colegiul Național George Apostu Bacău, clasa 10-a. Mulțumim! Și pe această cale vreau să-i mulțumesc și domnului Ilie Bârzu, pentru că n-a putut să vină cu doamna director, doamna Bârzu. Din diferite motive, știți dumneavoastră, este o doamnă foarte ocupată și uitați cât de frumos se ocupă de fiecare dintre elevii dumnei. Drept dovadă, domnul Ilie îi ține locul și tot timpul este prezent alături de noi. Mulțumim încă o dată. Bineînțeles, încă o dată aplauze pentru Denis. Dacă o să uit pe cineva, pentru că am emoții foarte mari, este o energie fabuloasă în această seară. Ce se întâmplă aici e de nedescris. La urmă v-aș ruga să veniți în față, să vedeți ce se întâmplă în jurul nostru, mai ales când suntem flancați cu atâta energie pozitivă de pe Chevalede. Mai mult decât atât, aș vrea în aplauzele dumneavoastră să-l invit pe domnul profesor Alin Sava și să-i mulțumesc din suflet, tot de la Colegiul Național George Apostu Bacău, împreună cu două elevi extraordinare care va ține un concert în această seară la inaugurarea pianinii, care sunt foarte mândru și sper să aducă foarte mulți artiști aici la Centrul Cultural. Elevele noastre, Ședrea Cristina, clasa 9 la pian, aplauze pentru draga noastră pianistă, care vă spun de cine este clasa 9. Am ascultat mari artiști care nu au dexteritatea și talentul elevei noastre pianiste din această seară și, bineînțeles, mamei dumneei, care e extraordinară, doamna profesoară, tot de la Liceul George Apostu Bacău, Colegiul Național, doamna Șembrea. Bineînțeles, și Severin Sofia, clasa 11-a, elevat domnul profesor Lanai,
care nu este pentru prima dată la noi și mulțumim din suflet, a făcut o tradiție din a veni aici la Centrul Cultural. Așa că, domnul profesor, vă mânez microfonul și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi. Aplauze pentru toată echipa. Vreau să vă mulțumesc eu pentru invitație, în primul rând. Felicitări pentru toată munca depusă. Felicitări copiii, felicitări profesorilor. Venim cu bucurie de fiecare dată când suntem solicitați. Mulțumim domnului Răzvan și domnului primar. Colegiul de artă este alături de dumneavoastră oricând aveți nevoie. Și vă doresc audiție plăcută. Mulțumim foarte mult pentru tot.
știți, surprizele nu se termină aici, pentru că în această seară, când am spus că avem o pleiadă de artiști și surprize, pentru că Centrul Cultural nu este doar pentru dans sau pentru muzică sau pentru teatru sau pentru orice înseamnă frumos și energie bună, înainte de a da invitație următoarelor momente, l-aș ruga pe domnul primar, pentru că domnul primar, știu că aveți emoții, dar fără ajutorul dumneavoastră nu putem să facem ceea ce astăzi se întâmplă aici. Și câteva cuvinte așa pentru noi toți, în semn de mulțumire și respect, pentru că sunteți alături și faci... Așa cum spuneai, se plinește un an de zile de la inaugurarea Centrului Cultural Părintele Tătaru, un an de evenimente înșiruite, care mai de care mai frumoase și mai importante. Acesta de astăzi este un foarte frumos, foarte important, pentru că avem și vernisajele de pictură și pentru faptul că 10 copii ai școlii Vincurescu sunt și ei expozanți și participanți, bineînțeles, la un concurs internațional pentru pace. Am înțeles, da? Foarte frumos, este un motiv în plus acum să dedicăm acest eveniment pentru pace, pentru că lumea este destul de învolburată și de răzvătită. Vă felicit pe dumneavoastră expozanții și vă mai invităm să veniți pe la noi cu lucrări. Oricând poarta, ușa noastră este deschisă, domnul director al Centrului Cultural, domnul Răzvan Ciorcilă, vă stă oricum la dispoziție și noi, administrația locală. Bineînțeles că administrația locală este preocupată de utilități, de drum, de orice este nevoie, dar este preocupată și de această latură artistică, culturală. Pentru că și betoanele sunt bune, dar rămân reci și bune. Oamenii sunt creativi, calzi. Iată că vedem aici o serie întreagă de picturi expuse vederii noastre pentru a ne încălzi inimile, pentru cu o temă atât de importantă, toamna. Toamna un anotimp cu o varietate de culori și de frumusețe. Este denumită și anotimpul rodniciei, chiar că zic bine, am emoții, vă rog să mă scuzați. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați faltat pragul. Vă așteptăm oricând pe la noi și vă las pe mâini bune, pe mâinile lui Răzvan, la domnului director, pentru care vă rog eu pe data aceasta să-i acordați aplauze în cultura. Mulțumesc din suflet, cuvinte mari. Eu doar știu că îmi fac treaba și important e că sunteți dumneavoastră aici. Și cele mai mari mulțumiri, sau cea mai mare mulțumire a mea, este zâmbetul și ceea ce văd în față. Nimic altceva nu mă mulțumește. Vă mulțumesc din suflet. Și încerc scuze din nou emoțiile și am spus cuvântul. Am flori pentru fetele noastre scumpe care au fost aici și au interpretat. Și o să le ofer flori frumoase ca pentru fiecare care prestează la noi în această seară momente artistice. În continuare, avem invitați, bineînțeles, care sunt poli-talentați și anume o parte din cei care au expus lucrări minunate aici la acest vernisaj vor fi chemați pe rând, dar înainte de tot, cred că ar fi cel mai potrivit să o invit pe doamna Doina Toader alături de mine și să-i invite dumneavoastră pentru că îi cunoaște cel mai bine. Ar fi o greșeală eu să invit pe cei care doamna Doina colaborează cu ei și îi sunt atât de apropiați. Așa că doamna coordonator al acestui vernisaj, doamna Doina Toader, vă invit alături de mine să invităm să-și desfășoare talentul așa cum au învățat cel mai bine și așa cum simt. Vă mulțumesc și aplauze pentru dragul nostru talentat. Este o bucurie și o mare plăcere și onoare pentru noi pictori, artiști care i-am invitat alături să ne fie alături și pe ceilalți invitați speciali care ne-au onorat prezența. Mai am și eu niște emoții exact ca și Răzvan, cu toate că noi ne cunoaștem de foarte mult timp, dar de câte ori trebuie să iau cuvântul, întotdeauna am stările alea.
Știți cum e, când ești solicitat să vorbești la microfon, ai foarte mari emoții. Nu știi cu ce să începi, cu ce să termini. Mă rog, să nu mai continui prea mult cu ceea ce vreau să spun. Eu atâta vreau să mulțumesc artiștilor independenți care mereu sunt alături de mine, chiar de când am început, din anul 2021. Am câțiva artiști veniți acum, care i-am de mult. Mulțumesc domnul Ilie Vârzu că m-a onorat cu prezența. Mă bucur că ați venit. Mai am pe cineva drag aici în față la mine, care sunt directorul Oriflame. Pe domnul primar, nu mai zic că deja l-a prezentat Răzvan. Răzvan este alături de mine, colaborează, știți cum e, mână la mână, suflet. Știți cum e suflet, azi a alergat după diplomă. Da, cel mai tare. Mă bucur că ne cam asemănăm într-un fel. Deci au venit să-i spun aici, artiști, după cum spuneam. Eu pot să-i spun acum pe nume, i-a spus și Răzvan. Selena Cristina, Tinca Tamaș, Irina Gabriela Anica, Paula Mariana Lisa, doamna Paula, mai repet o dată, Gianina Vasilica de Acun, Melania Bugiu, Andreea Ierbera Cura și eu. Mare bucurie totodată, pentru că au mai venit invitați care eu nu m-am așteptat cu invitați surpriză. Și domnul președinte al Uniunii Armenilor, Vasile Agop, care mi-a fost și coleg de clasă, și celălalt echip foarte mult, bine ați venit la noi, pe doamna Valentina Stan, care o să ia cuvântul mai acuși, este jurnalist TV. Poate dumneavoastră nu știți, eu o cunosc de mult, exact de când am început prima noastră expoziție la Teatru Bacovia. Am fost la cafe de teatru. Așa. Ce să vă mai spun? Vreau în următoarele momente, deci avem și poeți printre noi. Deci fiind și pictori, avem și poeți. Mai avem, dar nu au fost prezenți, că n-au putut să vină. Dar înainte de asta vreau să spun câteva cuvinte de apreciere și pentru copiii care participă la Centrul de Cultură, la atelierul de pictură, care îl fac împreună cu ei, am fost rugată să fiu, dacă vreau să fiu împreună cu ei, să învăț să picteze, să deseneze. Și am fost de acord, am făcut o preselecție, am ales 10 din acești 10 copii care vedeți aici. Bineînțeles, și cu ajutorul meu, că nu se putea într-o săptămână să facem asemenea picturi, da? Vedeți. A fost ceva dificil și am zis, hai să facem ceva simplu, să fie de toamnă. Și tot cu ocazia asta am pus și titlul la afiș, Rapsodie de toamnă, pentru că știți asta. Și mulțumesc celor care au venit aici, invitați de câte Răzvan, exact Rapsodie de toamnă a fost. Așa și mulțumesc tare. Ce să vă mai zic? O surpriză pentru artiștii mei preferați aici, independenți, care i-am alături de mine. Astăzi am fost, am luat legătura, deci am întâlnit cu directorul, managerul Eduard de la Teatru Bacovea și am stabilit zilele de a face un eveniment foarte deosebit. Cred că unii mă cunosc, o fac special și are să se numească In Memoriam Colectiv 65. Are să fie invitați chiar și dintre acești domni minunați care i-am alături de mine și alte persoane care să o cunosc, știți cum vin cuvintele exact ca pe bandă și dacă le încurti, mai încurc, asta e, trebuie să mă înțelegeți. Deci am stabilit pe data 17, 18, 19 noiembrie, vom face expoziția în memoria celor de la Colectiv. Și dragii mei prieteni, dragi prieteni, artiști, vreau să-mi fiți alături, să facem evenimentul așa cum să comemorăm victimele de la Colectiv. Pentru prima dată când facem în orașul Bacău. Așa că vreau. Nu mai vreau să mai zic că prea mult. Aș vrea să invit pe artistă și poet totodată, Selena Cristina Stoica, să ne vedeți. Bună seara! Aș fi dorit să o rog pe domnișoara de la pian, dacă m-a fi putut acompania, nu știu, a ieșit afară. A plecat de tot, am înțeles. Da.
Bună seara, mă bucur să fiu aici în seara asta alături de dumneavoastră. Sunt onorată, mai ales că văd și echipuri prietenești, ca să spun așa, în sală. Domnul Bărzu, cu care interacționăm de multe ori la toate evenimentele și din Bacău. Domnul viceprimar, care este un prieten drag, care a rămas că noi le leagă o poveste mai veche, în salonul de foc și, apropo, profit de această oportunitate de a vă invita vineri seara, la voastră mătura, la salonul de foc, va veni un artist prieten drag și mie chiar îmi cântă și aici se va cânta cele poezii de-a mele, Vantă Nicolescu. Deci vă aștept sâmbătă, pe 28 vă așteptăm, eu și Tara vom fi acolo, chiar și doamna Dinca, colega mea poetă și artistă, și ne-ar plăcea să ne revedem acolo. Domnișoara de la pian, am o rugăminte la dumneavoastră, dacă ați dori să mă acompaniați și pe mine când recit două poezii, se poate? Chopin, ce vreți dumneavoastră? E greu? Dar nu contează, că nu e nimic, nu e nimic decizat și se vede, totul e. Din mers. Mulțumesc, Răzvan Ciorcilă, pentru ceea ce faceți pentru comună, domnului primar, domnului viceprimar și chiar am avut bucuria de a veni la început un constatant al dumneavoastră, nu știu, hai să nu poate să rămână unde, dar ne cunoaștem din copilărie, am făcut aceeași școală generală la Bacău. Nu-l mai ține aminte, dar m-am bucurat de revedere. Am să vă recit din volumul meu de poezie, Dimineți de Sculțe. Am ales o poezie de toamnă până la urmă și o alta. Toamnă nebună. Toamnă, toamnă, nebună ciudată, ești așa cum n-ai fost vădată, dezvelită de dor, de iubit și de frunze, acum când-ți neputința și-ți lași la rând dorința. Crengile de păr le trântești la pământ, frunze de stejar le spulberi în vânt, iarna-ți macină nu și frigul pe supreș. Doamnă, toamnă nebună, merge în maculez, roade de iubire, roade de împlinire, cântece și versuri, simple amintiri. Dintr-o toamnă bogată ce ai fost odată, astăzi ești doar desculță, un pic dezbrăcată. Să culegem dorul, să-l punem sunt preș, să furăm răsăritul ascuns fedeleș. A fost o să-l prindem într-o lumânare, trenastră din el, o altă culoare. Să salvăm iubirea ascunsă în batistă, parfumul de viță care mai persistă, din mere cu tui să facem plăcintă, din ochi nouă ruși să facem o pintă. Toamnă, toamnă, nebună ciudată, te închid în suflet și te las la poartă, mă închid la înger, mă îmbrac cu stele, din frunzele tale o să-mi fac mărgele. Vă mulțumesc! O altă poezie, dar știi tu. Sunt trăirile noastre ale artiștilor, indiferent ce facem, că scriem, că pictăm, că eu cuchetesc cu muzica, pentru că există o literatură, există o legătură între literatură, muzică și poezie. S-a creat un alfabet al culorilor, s-a creat un alfabet pe care îl cunoaștem deja între muzică. Deci este bine să le îmbinăm și să facem ceea ce ne place în viață, pentru că asta ne crește vibrația și se bucurăm și pații. Dar știi tu? Dar știi tu cum țipă în mine păsări necuvântătoare? Cum se zvadă într-o aripă neputința de a fi rătăcite și însetate într-o lume neînțeleasă? Cum se agață aici de funii printre suflete pustii. Deci știi tu cum bate vântul peste buzele crăpate, cum aleargă ca un vultur printre cercuri fumurii, poposind pe cută stâncă într-un nou avânt sălbatic și se pierde adânc în noapte printre turle agintii. Deci știi tu ce vine poartă, cel ce mintea rătăcește, cum iubirea șodidește în adâncul inimii,
Între creștere alpine, cu o pană într-o aripă, dirigează și descântă glasurile de copii. De-ai ști tu că o țipă în mine, păsăre cuvântătoare, de-ai ști, de-ai ști. Vă mulțumesc mult! Că dor culori de răcrămioare, iar visele petrec cu alba iasomie. În poana am păstrat viorile din lare, la colțul din odaie stămenta atârnată, o broderie scrisă pe albastre porțelanuri, cu fire de mătase din zestre anguiată. Mai caut printre frunze un strop de rouă verde, să retrăiesc fiorul unor trăiri intense. Aș crede că e visul ce în ceață nu se pierde, ce mi-aduce minte pentru emoții stinse. Și... printre miresme albe, te-aș mai fi aprins prin toamna cu rugină și în nopțile frigide trecute printre stele, te mi-ai aduce licări din raza de la lună și-ai împletit din naștri și rac pentru inele. Poate aș ierta tăcerea supusă rătăcirii și aș închide lacrimi în ochiul nedormit, te mi-ai aduce tandru în noapte toți zefirii, romanță inspirată sub cer nemărginit. Aș stinge cu iubirea din lava ce se scurge peste trăiri profunde cu ramure de amor, lăsând să crească aripi în suflet care plânge, capana să ne aminte un veșnat în domn. Te-aș invita la vase prin plouă de toamnă, chiar te refrânge frigul în taina dimineții, să mă ador în patii, să-ți fiu aleasa doamnă, scriind un vers sublim, așa cum știu poeții. Mulțumesc. Pentru invitație, mulțumesc doi mei pentru că a solicitat colaborarea noastră și mă bucur că sunt în mijlocul unor oameni atât de bunători, atât de cald, de care am simțit energia pozitivă. Eu plecat de aici încărcată, până, deși sunt plină de emoții, mă încărcat, pleca încărcată de energie. Mulțumesc! Aplauze încă o dată, extraordinar! Deci ați văzut, nu sunt singur care îți plin de emoții, se întâmplă, așa, și o să o las pe doamna Doina, coordonatoarea noastră dragă, să facă o invitație a unei persoane de suflet, care și eu admir foarte mult, o să-i spun numele, eu dai onoarea asta, doamna Doina, te rog din suflet, doamna jurnalist Valentina Stan. Vă invităm aici să le spunem câteva cuvinte. Este foarte talentată și jurnalist și scriitor și a ținut și un curs de... O să ne spună mai multe. Este foarte talentată și foarte implicată în viața socială și nu numai, culturală, artistică. Mulțumim, aplauze! Mulțumesc, Arăzic! Chiar nu mă așteptam să fiu eu cea nominalizată. Acum eram și o surprinsă pe cine o să cheme. Sunt onorată că sunt în această seară alături de voi. Și cred că cu toții simțim așa o bucurie în suflete, că suntem împreună, că ne putem trage sufletele de stresul de zi cu zi. Iată că Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi un talent. Și în această seară vedem artiști care cântă, care scriu, care pictează. În mâinile pictorilor a pus un talent deosebit. Prin intermediul culorilor și a formelor, pictorii își exprimă cele mai alese sentimente. Trăiri bune, dar și mai puțin bune. Emoții pe care poate doar ei le cunosc. În această seară, organizatorul Răzvan și cu doamna Doina
valorifică talentele artiștilor, iar nouă ne oferă posibilitatea să ne deschidem sufletele către emoții de bucurie, către speranță, către bunătate, către speranță, către cald și frumos. Sunt onorată și cred că e mai greu aici în fața publicului decât la cameră, sincer vă spun. Doamna Doina a fost invitata mea la emisiune, la fel și doamna Selena. Am început să fac o emisiune la Euro TV, se numește Fericire la Superlativ, și eram în căutare de talente. Așa am ales să caut evenimentele culturale din Bacău și am descoperit niște oameni deosebiți pe care i-am adus în față să-i promovez, să-i vedeți, să-i arătăm tuturor câte calți, câte primitori, câte talentați sunt, da? Să arătăm și lucrurile bune din Bacău. Pentru că vedem că presa, în general, se concentrează doar pe lucrurile negative, pe senzaționale, pentru că ăstea atrag. Iar eu mi-am propus să fac altceva, să aduc în atenția băcăoanilor oamenii valoroși. De asemenea, promovez și susțin evenimentele culturale care au loc la Casa Armenilor, realizate de domnul Lagop. Am fost prezentă de câte ori am avut posibilitatea. Și cred că doar așa putem deveni mai buni. Mică intervenție, mulțumesc domnului președinte de la Uniunea Armenilor, Vasile Agop, pentru că datorită lui avem aceste șovalete frumoase pe care au putut pictorile. Vreau să o felicit pe doamna Doina, care se implică în șlefuirea talentelor, își dedică timpul pentru copii, pentru că în lipsa reperelor, copiii noștri nu se pot dezvolta armonios și au nevoie de exemple, de oameni care să le arate o direcție bună. Și pentru asta eu vă felicit. Și felicit și pe toți cei care au fost aici prezenți, pe care vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă. Mulțumesc din suflet! Ce să mai spui după atâtea cuvinte frumoase, după atâtea emoții și după atâtea sentimente pe care le avem aici la un loc. Aș spune multe, dar mai avem o surpriză pentru dumneavoastră și vă mulțumesc din suflet pentru că dumneavoastră ați avut mare răbdare, dar mai ales copiilor, care îi mai rog puțin să mai stai pentru că mai avem un moment frumos și inspirațional pentru toți cei de aici. Și îl invităm pe actorul nostru îndrăgit, domnul Dragnește. Aplauze frumoase. Și nu pot să-i numesc microfonul până nu spună două cuvinte, da? Chiar acum două săptămâni am asistat la o piesă de teatru pe care dumnealui a pus-o frumos în scenă. O piesă extraordinară și de atunci a devenit fanul numărul 1. Deci o să-mi fac abonament și vă invit să-l vizionați la piesele de teatru, este extraordinar, un talent dincolo de cuvinte. Aplauze pentru invitatul nostru. Mulțumesc! Șantin Ilaia. Era o toamnă sau era un vis când ai trecut subtil prin lungă ceară? Pe mine mă atrăgea înspre abis, ca sora mea, o lună solitară. Iar dintr-un semn al câtorva mirări, din cer turna un înger, plăsmuire, epifanie de trăiri și stări. Tu mă strigai pe nume, iar, iubire. Din prima clipă timpul s-a scindat, urcam năluca unui zâmbet scara, foștea jur împrejur de fân uscat, atins în rochei de nuntă seara. Și-și acorda viori de râs în glas, între sărtane dorurile noastre. Iar din povești, din cât a mai rămas, purtai în ochi
doar florile albastre. Era o toamnă sau era un vis? Când ai trecut subtil prin lumi de ceară, ți atingeau privirile și stins crepuscul începuse să ne doară. Da, m-am trezit din somn. Cu adevărat, lipise ploaia frunze pe fereastră. Și chipul lor de toamnă conturat cu stropi imenși pulsa iubirea noastră. Își mișcă toamna șoldul ei de fată și scutură cu geste alintată șuvițele în obraz alunecate, își scutură și plecă pe spate. Cum trece așa săltați avântată? Nu-i încă vina ei? Nu-i a ei toată? Că lumea în urmă scrie de suspine, poeți se întreabă toți de unde vine. Și încă mulți se întreabă, acum așa? De lasă doar căderi în urma sa, iar din plămânii de dulce fată, când te respiră ea, e vinovată. Nici frunzele nu mor, nici ea nu-i rea. Oh, dulce fată, dulce fata mea, de te-ar vedea cu ochi trecuți prin gând, de-ar înțelege ei și rost și vânt. Dar ar opta mai des în ploi de stele, de-ar sta mai mult în inimă și în cele ce prea statornice sunt firea ta. Alt sens în toamnă, sigur, ai vedea. În pasul ei elastic este viață și în frunzele desprinse și în ceață. Culorile le așterne în alt tablou. Nimic din ce pictează nu e nou. Și totuși, vechiul lumii cel ce moare aduce viață. Viață viitoare, din care tu și eu, poeți de vreme, să așternem lumii ăstea poeme. Spui? Vals de frunze plânse peste tot. Ah, s-o primul spune, iar nu pot. Când frunza e scuturată ce o poartă, dumnezeiește-i de nevinovată. Șanti Milaia. Domnul Valentin Tranișe. Nu, batoane protecție, nu flori. Batoane protecție, promit că vă trimite la Oriflame un pas de batoane protecție. Cele mai bune, mulțumim din suflet, aplauze, dragii mei, pentru domnul Valentin, care este un talent aproape periculos, periculos de bun. Nu vă gândiți la altceva. Vă mulțumesc din suflet. Pot să, bineînțeles, nu închem, o chem pe doamna Doina alături de mine. Fiecărui artist care se alăture de mine cu aceste picuri. Mă scuzați că am distanțat telefonul, microfonul. Ei au în permanență de la mine de câte ori facem, pentru că așa am evoluat, am promovat împreună și merită toată aprecierea din partea mea, de aia le dau diplome de excelență, pentru că merită, au evoluat foarte mult, au învățat foarte mult și merită tot respectul din partea mea. Deci apoi, artist Tinca Tamaș. Uite, așa m-am găsit bun între artiști și poeți și chiar prieteni de suflet am văzut, apropiați din 2021, din august, țin minte. Apoi, diplomă de excelență, artist Irina Gabriela Benchea, care este și mizantul și mizantul și reporter pe YouTube. Mulțumesc.
acasă, era pentru mine asta. Nu mai zic. Diplomă de excelență, artist Paula Mariana Ignea. O prietenă dragă mie, iată, ca și celelalte, mereu împreună. Apoi, o diplomă de excelență, artist este și coordonator alături de mine, că am invitat-o alături de mine la București să devină și ea membru Club Lines, Cosmopolitan, Rembrandt și Progresiv. Amândouă suntem la fel coordonatoare. Te rog frumos, Gianina Gasica de azi. Avem alături de noi și pe doamna Melania Boghiu, diplomă de excelență de artist, chiar dacă are vârstă de 30 de ani. Este cea mai bună prietena mea. Na. Și pictează extraordinar de bine, știți. Meritați să vizitați, să urmăriți toate picturile, să vedeți cât de bune sunt și ale dumneavoastră. Să faceți și la Clubul Pensionarilor artă și pictură acolo, ca să mă credeți. Pictează extraordinar. Deci eu îi spun de fiecare că știu ce mulțumim. Mai am o domnișoară. Lucrează foarte bine și manual picturile. Să vedeți ce frumos le montează. Să le vizitați. Sunt alături de noi aici și o să le vedeți. Felicitări! Mulțumim! Aplauze, aplauze pentru toți artiștii noștri dragi. Bineînțeles, avem, domnul primar, am rugămintea să veniți aici alături de noi, da? Pentru că vă rog să-i mânați dumneavoastră diploma, doamna Edoina Toader. Da? Dacă merit. Da. Meritați de tine. Meritați de tine, doamnă. Exact cum spuneam, merit. Cum spuneam, mă răzvan, vrei de chestie? Da. Împreună cu dumneavoastră. Da, vă fericit de tot ceea ce faceți, pentru faptul că ați ales să organizați această expoziție deosebită la Centrul Cultural Dumitru Tătaru. Vreți și pe Răzvan din nou, ori de câte ori este nevoie, pentru că este un om iscusit, un om aplicat, și care este neobosit. Ne răspasă cu evenimente aproape săptămânal, eu știu, la două săptămâni, cu siguranță. Lucru care, pentru comuna, pentru o comună, așa cum spunea și dumneavoastră, este formidabil. Sper să o țină tot așa și să vă avem în mijlocul nostru împreună cu prietenii dumneavoastră, cu distinși invitați de astăzi și nu numai ori de câte ori considerați că aveți ocazia să organizați așa ceva sau gândiți că puteți organiza, vă așteptăm pe voi. Vă urăm această diplomă cu felicitări și cu aplauze pentru care vă așteptați de mulțumim și care vă așteptați de partea noastră. Și eu vă mulțumesc, Răzvan. Vă mulțumesc. Am rugămintea către domnișoara director, doamna Bugano, Alina, haideți în fața aici, să două, trei cuvinte să ne spuneți, cu siguranță aveți foarte multe să ne spuneți, dar pentru faptul că faceți parte din acest proiect și sunteți alături de noi și vă mulțumim pe această cale. Mulțumesc foarte mult, pentru mine, domnul director, mă puneți așa într-o situație întotdeauna plăcută. În primul rând, eu zic că am început anul școlar cu multe proiecte și acesta este unul de suflet, unde cei micuți au avut posibilitatea să cunoască așa artiști deosebit și totodată să îi îndrum, pentru că tu ai fost cel care a îndrumat în toată această, i-a îndrumat în toată această perioadă. Nu aș putea decât să mulțumesc în primul rând doamnei Toader și totodată domnului Răzvan, dar nu în ultimul rând și primăriei, pentru că sunt inițiative bune unde în prim plan sunt copiii noștri, copiii din comunitatea noastră, așa cum spunea și domnul primar, sunt emoții că văd sala plină.
Ce să vă spun? Dragi copii, vă rog să învățați numai din exemplele acestea. Adică ni se dă posibilitatea, dacă ar fi să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră, numai prin aceste proiecte de suflet, de fapt le dăm un exemplu bun copiilor și au ce să învețe. Gândiți-vă că nu sunt atât de multe primării și centre culturale unde copiii într-adevăr pot învăța ceva de bine. Ei au acces la device-uri, la activități nenumărate în timpul liber, să spunem, dar într-o comună, dacă stăm bine să ne gândim, nu prea vedem așa ceva. Și atunci nu pot decât să aplaud această inițiativă, nu pot să spun decât că sunt încântată și bucuroasă că primesc din partea atât a domnului director, a domnului primar, a persoanelor din comunitate, îmi vine să dau foarte multe exemple, dar nu știu dacă e momentul, unde îmi atrag atenția și îmi spun, doamna director, uite, vrem să facem asta, avem nevoie de copii, copiii să învețe, copiii să aibă parte de aceste lucruri constructive. Și nu pot să spun decât să vă mulțumesc. Deci, cuvintele sunt de cursă. Vă mulțumesc pentru că în timpul acesta, 10 copii, într-adevăr, au niște modele. Și modelele sunteți dumneavoastră, într-adevăr, oameni care au ce să arate comunității. Mulțumesc tare mult și cred că ar fi bine să-i invităm pe cei care au făcut un astfel de vernisaj. Uitați-vă, eu am rămas surpriză. Cred că se numește natură statică. Da? Așa, și să știți că acest test l-am dat când am avut examen la liceu pedagogic. Și a fost o probă eliminatorie. Și mi-am adus aminte. Să știți că este foarte important, pentru că cei care astăzi vor primi diplomă, da, în urma acestui curs, să știți că nu se știe cum o să îndrume viața mai departe și ce specializare o să îmbrățișeze în clasa noua, da? Și atunci, să știți că este un exercițiu pentru ei și cu siguranță vor rămâne cu foarte multe lucruri pe partea aceasta de arte, vor rămâne cu lucruri bune. Încă o dată mulțumesc tare mult, cred că am vorbit prea mult, m-am deschis. Foarte bine, foarte bine, aplauze. Mulțumim din suflet și aplauze pentru domnișoara director și pentru toți cei care ați fost prezenți. Și înainte de a da diplomele, mai avem un exemplu în fața noastră, Teodora. Am rugămintea un minut, știu că vrei să pleci și ai alt eveniment, dar avem aici Olimpică Internațională și nu pot să mă abțin, pentru că merită aplauze, poate ori întregi, dar nu ne permite timpul să ne spună câteva cuvinte, pentru că o să vă spună mai multe, nu ca eu cu dumneavoastră. Teo, ai microfon. Mulțumesc tare mult și vă mulțumesc foarte mult și pentru invitație. Mă bucur extraordinar să văd această sală plină și atât de oameni cât și de opere de artă. Eu cred cu tărie că contribuția la cultura noastră stă în momentul de față în comunitățile mici și mi se pare ceva extraordinar că și în satul nostru, în măgura noastră, se întâmplă ceva așa de frumos. Așa că vă mulțumesc tuturor celor care ați participat, cei care ați contribuit și sper să continuați cu exact aceeași energie. Teodora, știu că tu ești foarte nervoasă, dar te rog să-ți prezinți palmaresul tău. Pentru că avem copii, este foarte modestă, Olimpică Internațională la limba germană, da, zic bine, așa că aplauze, avem și un cetățean german aici în sală și mulțumim pentru prezență, da? Da, locul întâi internațional la Olimpiada, da, la limba germană, așa că, deci a bătut Germania. Draga noastră Teodora, suntem mândri și emoționați să stăm aici lângă ea. Și bineînțeles, scriitoare, locul întâi la națională sau nu mai știu exact să vă spun, la biologie. Doar mențiune, dar urmează locul întâi. Să știți că eu când zic, le zic bine, că chiar se întâmplă. Așa că vă rog din suflet să o aplaudați. Foarte talentată, foarte deșteaptă și ne mândrim că să la noi în urmă. Așa că, dragi copii, să-i urmați exemplu că aveți cu cine.
Da, mulțumim încă o dată, mulțumim domnului primar pentru că ne este alături, mulțumim domnului vice aici în dreapta, sunt emoționat, mulțumim Consiliului Local care este alături de noi și cadrelor didactice care sunt aici, doamna Paiu, nici nu mai știu, doamna Aura care ne este dragă și de fiecare dată vine alături de noi cu ce poate și ne ajută. Mulțumim tuturor părinților care și-au adus copiii și susțin la astfel de activități și, bineînțeles, artiștilor și toți cei care astăzi ați făcut posibil acest eveniment. Și încă o dată mulțumesc doamnei Doina Toader, care neobosit vine și face treaba extraordinară. Așa că, dragi copii, vă invităm pe fiecare parte să vă mânăm diplomele și să vă spunem că urmează preselecția pentru concursul Artiști pentru Pace. Da, vă rog! Aplauze! Ce vreau să vă spun că la sfârșit, ca la final, așa, pe baza celor cei 50 copii aleși pentru atelierul de pictură, li se vor înmâna niște foi de desen 40x50, așa e, Răzvan, care vor participa cu, vor desena pacea pe pământ, cum o văd ei, globul pământesc, Pompeii, fiecare are viziunea lor, că știu asta. Adam, Ionuț, Codruț, Emanuel. Pe care când, pe fiecare, să stea aici lângă mine, da? Botezatul Andreea. Copii foarte talentați. Să știți că eu i-am ales, în 18, am ales 10. Îmi pare rău pentru cei care, dar i-am testat întâi ca să pot să-i aleg, că așa se face. Exact ca la examen. Știi care e cel mai bun, ăla câștigă, da, doamnă? Oricum o să-i invit, de câte ori o să am ocazia. Cihodaru Maia, o fetiță de 10 ani, vă spun sincer, și-ar vrea să facă și ea, dar nu poate să participe, pentru că participă numai copiii dintre 11 și 13 ani la concursul de la care are locul Pace pe Pământ. Poftim, drăguzat! Hai să pup, mersi frumos! Mă, fubita! Așa. Dorche Monica? Probabil că este domnișoara, eleva, care n-a putut să vină de la cursul, de la oră. Nu că n-a fost lăsată, nu știu să înțeleg prea bine, a făcut doar schița. Și mi-a plăcut cum face și pictează foarte bine. Îmi pare rău pentru ea. Noi o să păstrăm diploma și o să îi înmânăm. Poate o să vină cu următoarea ocazie, că e păcat. Dacă nu poate să vină, avem dreptul să înlocuim pe, așa am promis, pe următorul care au ieșit cu picturile mai bune. Așa o să facem fiecare dată. Eu urez totuși succes și felicitări pentru că a participat. Grozavo Adriana. Ariana, da. Deci ai niște copii foarte buni și talentați. Vă spun sincer, dacă veniți odată măcar să vedeți la cursul cum pictează, o să rămâneți. Na. Lepădatul Ana Maria. Așa. Nicolau Alexandra. A durat cam mult venisajul ăsta, să știți că s-a meritat. Până la urmă o să bem și o cafea, bem o apă, mâncăm niște prăjituri, să ne îndulcim puțin. Nuțu Denisa? Fete talentate, vă spun. După chip și asemănare și talent. Păslaru Lorena? Și Podaru Giulia. Deja i-a spus ce vrea să pisteze și cum ce o să facă pentru concurs. Deci fiecare au câte o idee despre pace pe pământ. Aș vrea să facem o poză împreună cu copiii. Răzvan, un mix de muzică, pictură și poezie din nou la Măgura, la Căminul Cultural. Tu provoci Urban Bacău să urce în Măgura des aici, la, pentru că sunt evenimente. Te felicit pentru ceea ce ai organizat astăzi, a fost ceva wow românesc.
Spune-ne câteva cuvinte, cum de artiștii, observăm că artiștii din Bacău urcă în Măgura. Așa îmi place să spun, că urcă în Măgura la căminul Centrul Cultural. Centrul Cultural, pentru că aici tu și cu domnul primar aveți deschiderea pentru a-i primi cu drag și cu căldură. I-am văzut foarte bucuroși că au putut participa. Cum e cu evenimentele astea? Adică le faci des, nu obosești? Cum? Care e următorul? Ce atmosferă e în... Mulțumesc, ai ridicat mingea la fileu. Așa cum am spus la începutul evenimentului, dacă aș avea forța necesară, 24 din 24, aș organiza astfel de evenimente culturale, pentru că pe lângă faptul că te umplei de energie, de bucurie, de vibrație pozitivă, de oameni frumoși. Acești oameni vin cu o încărcătură dincolo de cuvinte, o încărcătură solară, o încărcătură celestă, adică cel puțin de fiecare dată când colaborez cu ei, vin în centrul meu plin de energie pozitivă și cum să nu-ți dorești astfel de momente? Adică cel puțin de asta, de multe ori ne prinde 10-11 noapte aici la Centrul Cultural, cu repetiții, cu montaj de tablouri, cu știu eu, anumite afișe pe care trebuie să le facem și tot ce înseamnă organizare, pentru că un eveniment care durează aproximativ 2 ore, cel puțin evenimentul care l-ați văzut în această seară, este un eveniment pregătit cu 2-3 săptămâni înainte și cu muncă, foarte multă muncă intensă. Atât în timpul programului, cât și după programul, sacrificiu, pentru că cei care au venit aici și au realizat acte artistice, teatru, poezie, cântec, pian, pictură, nu au fost plătiți cu niciun leu. În schimb, vedeți dumneavoastră, energia urmează altă energie. Energia pozitivă trage la energie pozitivă și de aceea noi în Centrul Cultural ne-am propus timp de un an de zile, de când l-am inaugurat și de acum încolo mulți ani, bineînțeles, să devină un hub cultural, un hub cultural care să fie un etalon pentru județul Bacău și chiar la nivel național, pentru că și presa națională ne-a sunat și ne-a felicitat pentru că avem evenimente demne de presa națională. Poate deveni și un hub de tineret, aș spune eu, pentru că observ, venind des aici la evenimentele voastre, că sunt copii care participă la aproape toate evenimentele, sub o formă sau alta, voi îi includeți pe copii. Astăzi cu acel de pictură, acel concurs de vernisaj de pictură, la Centrul Cultural aici îi văd pe copii aduși cumva prin cultură. E de apreciat, adică nu e doar pentru artiștii mari pe care i-am văzut aici. Voi atrageți pe copii, sub o formă sau alta, îi atrageți. Plăcut, i-am văzut foarte bucuroși, chiar niște copii micuți de 10 ani, care s-au bucurat enorm pentru acea diplomă primită pentru pictură. Copiii sunt foarte importanți, observ, în preocuparea primăriei din Măgura și ataca director al centrului. Mai urmează cu copiii ceva? Da, într-adevăr, copiii sunt principala noastră preocupare, pentru că avem aici o domnișoară director tânără, care este foarte aproape, da, doamna Buganu Alina, foarte aproape de Centrul Cultural, o bună colaborare cu primăria și mulțumim și domnului primar Costra Șordache, care este tot timpul lângă noi la asemenea evenimente. Bineînțeles, copiii sunt încurajați, noi niciodată nu i-am adus cu forța, ba din contră. Chiar am fost în mijlocul lor la școală, le-am prezentat proiectul și ei s-au înscris pe liste, au venit aici, au dat probe, bineînțeles să aibă și câteva competențe, aptitudini, ca să putem lucra cu ei, să nu ne chinuim, iar cei care au fost mai talentați, bineînțeles, au mers la vernisaj cu aceste minunate lucrări, sub coordonarea doamnei Victor Doina Toader, o doamnă extraordinar de dedicată și cu foarte multă energie și mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce face alături de noi. Și bineînțeles, nu doar în acest moment, așa cum ați precizat și dumneavoastră, organizăm astfel de evenimente, copiii sunt, vom mai desfășura și târguri de carte, vom desfășura și un cor al Centrului Cultural Profesor Dumitru Tătaru Măgura, să fim cât mai aproape de tradiții și obiceiuri și vom avea foarte, foarte multe proiecte în comun frumoase care merită atenția tuturor.
În încheiere, aș vrea să te felicit pe tine, în primăria din Măgura, pentru această pianină, am înțeles că se numește. Da. E extraordinar, adică cel puțin atunci când a început domnișoara să cânte la pianină, efectiv îmi tremura aparatul, cred că pe filmare o să se vadă. E o vibrație extraordinară, deci a asculta și a privi pe cineva cântând la pian pe micul ecran e una. Eu am stat la 30 de centimetri de ea, de pianină. E extraordinar. Cum aiți? Povestea e scurtă, e important. Încă un motiv în plus să sărbătorim în această seară, de v-am spus, sunt foarte multe motive. Această pianină a fost unul din primele gânduri pe care le-am avut când am venit la Centrul Cultural. Bineînțeles, am expus ideea Consiliului Local Măgura împreună cu domnul primar și le-am cerut un pian. N-au ezitat, au achiziționat, au pus pe lista de investiții acest pian, l-am achiziționat și, bineînțeles, suntem în discuții cu profesori de pian să vină să putem face și lecții de canto și lecții de muzică. Nu se știe niciodată ce mari artiști putem scoate de pe scena Centrului Cultural Profesor Dumitru Tătaru Măgura. Da, e important ca tinerii din comună să aibă drumuri deschise spre muzică, spre pictură, spre poezie, adică ei să-și poată alege. Să-și poată dea seama, da, e un lucru fantastic această pianină, adică nu știu câte comune din județul Bacău au așa ceva în dotare. Da, felicitări, Răzvan, chiar felicitări, sincere felicitări, aici în jurul nostru și se văd pe imagini, e o ambianță extraordinară și nu o spun din interes, ți-am mai spus-o, felicitări și domnului primar pentru tot ce realizați aici, pentru că i-am spus și dumneavoastră lui personal, Răzvan Ciorcilă și Costel Șurdache sunt două persoane care fac o echipă minunată din punctul meu de vedere. Bravo și felicitări! Vă mulțumesc din suflet și vă așteptăm la toate evenimentele noastre. Ușa este deschisă pentru oricine. Așa că, dragii mei, fără nicio problemă, veniți că suntem cu brațele deschise. Alături de toți, alături de dumneavoastră. Gabriela, cum e să fii artist și să fii primit cu inima deschisă aici la Măgura? Nu știu dacă e prima oară. Cum e să fii la Centrul Cultural din Măgura ca artist? În primul rând a fost o surpriză plăcută. Nu mă așteptam la asemenea audiență. Comuna Măgura m-a surprins plăcut și de ce nu îmi doresc să mai vin aici? Este normal pentru că am fost primită cu căldură, nu numai eu și ceilalți expozanți care au fost prezenți. E pentru prima oară când vii aici, nu? În Măgura, da, cu o expoziție, cu 10 lucrări, este prima dată. Ca artist, deja, nu știu, am pierdut numărul expozițiilor, nu mai știu, cred că peste 20. Da, în Măgura e în premieră. În Măgura este în premieră și a fost o surpriză plăcută. Mă bucur că am fost invitată. Îi mulțumesc doamnei Doina Toader. Ea s-a ocupat de acest eveniment împreună cu Răzvan și cu ceilalți oameni foarte calzi din acest... Deci abia aștept să mai particip o dată la următorul eveniment. Da. Am fost plăcut surprinsă și chiar am simțit căldura celor prezenți aici. Da. Felicitări pentru lucrările care eu nu le văd pentru prima oară. Cei de acasă acum le văd probabil pentru prima oară. Sunt lucrări fantastice și un stil aparte, inconfundabil, cu care îți doresc să ai succes în continuare. Eu caut să mențin linia mea, caut să merg spre a-mi expune latura mea sensibilă și cred că orice artist se bazează pe sensibilitatea lui când are ceva de spus. Bravo, Gabriela! Să ai sănătate, să poți face cât mai multe asemenea lucrări. Și te mai așteptăm la Măgura. Mulțumesc și eu vă mai aștept. A fost o surpriză și că ați fost prezenți aici. Da, noi suntem mai ales că și eu am colegi, colaborat noi, și nu, colaborez. Încă colaborăm la Bacău TV, așa că noi ne mai întâlnim la Bacău, așa mai des. La Urban, abia aștept să mai fac și emisiunile mele, că tot culturale și îmi aduc și ele un plus de lumină în suflet. Eu iubesc arta, iubesc frumosul și aș vrea cât mai multă lume să se bucure de ceea ce putem noi oferi prin culoare, prin zâmbet, prin flori, prin tot ce ne da, aduce Gabriela, și toamna. Bun. Și...
Să ne vedem cu bine la următorul eveniment de aici la Măgura sau cine știe în altă parte, nu se știe niciodată. Mai pregătim ceva, noi pregătim multe. Da? O să vă informez. Păi o să ținem legătura și o să avem tot timpul lucruri noi de arătat celor care iubesc arta. Mulțumesc. Noi ne așteptăm. Frumos. O seară frumoasă, știi. Mulțumesc, la revedere.